Sau să nu postez, dar până la urmă interiorul parcă mi-a dictat, nu fă. Și ce am scris acolo este ceea ce mi-a gândit sufletul. Asta am vrut să spun. Chiar într-adevăr am vrut să-l sun pentru că mi-era intrat în obișnuință la primele ore ale dimineții să-i dau telefonul, chiar așa de dimineață, că el se trezea un pic mai târziu, să-l sun și să-i zic la mulți ani și să mai povestim un pic. Dar tot subconștientul meu mi-a spus ok, îl sun, dar îl vei suna degeaba pentru că nu o să-ți răspundă la telefon. Mai păstrați numărul lui de telefon? Da. Am mesajele lui care le aveam pe WhatsApp, care le păstrez. Le păstrez, rămân acolo. Cât oi fi și cât oi trăi pe pământul ăsta, pentru că am spus-o și cu riscul de a mă repeta, o prietenie între noi, mai rar între artiști, să știți, așa cum a fost între noi. O prietenie sinceră, o prietenie adevărată. Cum sărbătoreați în momentele fericite, iată, de Sfântul Petru și Pavel? Hai să-ți spun, de exemplu, eu ieri am trecut pe la casa unde l-a trăit ultimii 15-20 de ani în Craiova, pe la domnul profesor Doru, pe la domnul Gușman. Am trecut fără să mă gândesc că astăzi e Sfântul Petru. Fără să mă gândesc. L-am sunat și a zis, nașu, trec pe la mata. Hai că trec pe la mata, că n-am mai trecut de la pomana care a făcut-o de jumătate de an. Și zic, trec pe la mata să mai povestim, să mai... Bine, vino, finule. Că am tot zis de săptămâna trecută, l-am amânat și zic, acum l-am sunat și a zis că vin pe la mata. Ce hai să... Uite, mi-am pregătit pentru Petre că mâine e Sfântul Moze, nici nu m-am gândit. Ce-i pregătie, ce foame, îmi las o mișină, dar am pește. Când par pește, a, zic, gata, mănânc o bucată de pește, făi cruce, am mâncat pește, am făcut și colivă, mi-a dat și colivă, am mâncat și colivă, zic, băi, nașul, zic, chiar le primește cu dracu, așa foame mi-era și mi-era dor de colivă, de nu spun. Că zic, de la pomană, de la pete, n-am mai mâncat colivă și mi-mi place foarte mult coliva și mai ales cu lapte. Și am mâncat cu poftă și am stat 2 ore și am povestit. Și am povestit cum era acum un an de zile, Petre și-a sărbătorit, nu chiar în ziua de Sfântul Petre, că mai erau evenimente, după, la o zi sau două după, a sărbătorit și ne-am adunat la el acasă foarte, mulți, foarte, eram în jur de vreo, cred că să nu exagerez, 70-80 de persoane. Și zicea, povestea nașul, ce uite cum era acum un an de zile și cum este acum viața noastră. Am povestit multe și multe. Am văzut astăzi, domnul profesor Gușman a făcut un parastas pentru regretatul Mățu, a adus un preot la mormânt. La mormânt, da. Îi ține toate rânduielile. Îi le ține, dar nu spun cât de frumos, îi place, adică cum să spun, o face din dragoste și povestea, cum să nu fac eu pentru omul ăsta care, băi, pentru mine a fost ca un adevărat frate, și atât de bine m-am înțeles cu el și atât de frumos ne-am trăit viața împreună aici și ce lucruri frumoase am făcut. Deci, e din nașul, dar la mine zic, nu, eu vreau să-i refac din 3 luni până la an, apoi an și jumătate de an. Și, cum să spun, chiar știe să le rânduiască, cred că mai bine decât o femeie. Da, am și vorbit aseară cu nașul, zic, nașul, sincer, mi-a fost teamă ca ai să clachezi. Pentru că toată să primești o astfel de lovitură, și nu una, două, în interval scurt de timp, trebuie să fii puternic să-l treci peste ele. Și mai ales oameni dragi sufletului, nu? Zici, bă, dar Dumnezeu l-a întărit, mi-a spus și acum, sunt zile în care merge de 2 ori pe zi la cimitir, dar zilnic trece, nu e zi de la Dumnezeu să nu se ducă. Și cred că și lucrul ăsta îl întărește,
faptul că se duce lângă ei, ce mai schimb două vorbe cu ei, mai... Cum vi s-a... simplu să aproape de mine. Ce ați simțit în momentul în care ați intrat în casă și ați văzut fotografia lui Mânțu? Pentru că știu că i-a făcut profesorul Doru Gujman o fotografie mare în living. Are și el și Nașa, dar două fotografii foarte mari la intrarea în cramă, puse deasupra în living acolo, foarte. Nu-ți spun, o strângere de inimă și cu privirea aia caldă, parcă... simțeam că se bucură că am venit acolo în casă, cum o făcea de fiecare dată. Prezența mea acolo la el acasă de fiecare dată pentru ei era o mare bucurie, prezența familiei mele acolo. Și îl simțeam că s-a bucurat că uite, bă, nu m-a uitat și că a trecut, mai trece pe aici pe la mine. N-am cum să-l uit. Ți-am zis, au rămas lucruri frumoase pe care le-am făcut împreună, sunt amintiri care nu se șterg una cu două. Cât am putut să plâng și pare cum l-am învinuit pe Dumnezeu că l-a luat. Și cineva mi-a zis, nu trebuia să o faceți, pentru că Dumnezeu știe ce face și face lucrurile bine. Am simțit că n-a făcut bine. Da. Odihnește Hristoase, sufletul adormitului robului tău. A rămas pădurea multă, pentru a nostru numai cântă. Spuse Duhul de sus, numai bine că s-a adus mă. A rămas pădurea multă, pentru a nostru numai cântă.
Cosmin, vreau să vă mărturisim, dragilor, că cred că a fost cel mai greu moment, cel mai din viața noastră ca artiști. Nu credeam că o să trăim astfel de momente pe o scenă. Din nefericire, iată că vorbim la trecut de Petrică, de bunul nostru prieten, al nostru al tuturor, dar sunt convins că de acolo de sus, prin colțul sălii, ne urmărește și se bucură că îi pomenim numele de fiecare dată. Și Petrică, Dumnezeu să te aibă în pază. Și îl vom purta în sufletul nostru întotdeauna. Dumnezeu să-L odihnească.